Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din Minecraft Mod Showcase. Și ca de obicei, înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe, să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre acest mod și de asemenea să vă abonați dacă sunteți noi. Astăzi, așa cum vedeți și din titlu, prezentăm modul Build Faster, da? Parcă așa se numea, da, Build Faster. La ce este bun acest mod, vă întrebați? Ei bine, nu știu cum să vă zic eu, e un moduleț care implementează în joc niște baghete magice, da? Niște baghete magice pe care le puteți folosi atât în creativ cât și în survival. Îmi cer scuze am uitat să instalez Not Enough Items, să verific dacă baghetele astea au rețete. Pe forum nu scria nimic, deci se presupune că n-au rețetă, nu cred că s-au gândit să facă vreo rețetă, pentru că sunt foarte OP. Deci, da, să zici că poți să iei un bloc de diamant și să-l multiplici la infinit. Nu, deci probabil doar le folosiți în creativ. Și în survival dacă le luați din creativ, evident. Bun, sau ar mai fi o modalitate, dar e mai dubioasă, să modificați voi sursa, mă rog, codul modului, cum ar veni și, mă rog. În fine, hai să trecem la treabă, că deja ne-am lungit cu vorbăria. Bun, în primul rând o să le luăm în ordinea pe care o știu eu, da? În primul rând vă prezint Staff of Duplication. Ce face chestia asta? Păi, probabil deja v-ați prins, da? Luați clădiri și le multiplicați. Foarte tare. Aveți aici toate instrucțiunile, deci fiecare baston din ăsta, toiag, cum vreți să-i ziceți, vine deja cu instrucțiuni, ceea ce este foarte, foarte tare. Am uitat să precizez faptul că modul este pe 1.8, unul dintre puținele moduri de 1.8 pe care le prezint. Deci da, fanii 1.8, iată-ne aici, prezentând modul Build Faster de 1.8. Ok, hai să vedem. Staff of Duplication, ce facem? Păi, mergem la o clădire, să zicem, nu știu, că asta ne place nouă. O selectăm, da? Pur și simplu nu apăsăm nimic, venim așa cu cursorul și atât, da? Și am selectat-o. Încercăm să o selectăm pe... nu știu ce am făcut. Created new world backup, whatever. Ok, am selectat-o cu Ctrl-Shift, cred, nu știu, habar n-am ce am făcut, dar am selectat-o cumva. Mai dăm o dată click dreapta ca să selectăm copia, dar vedem că asta e copia, cum ar veni. Și hai să zicem că vrem să o punem, uite, domnule, aici. Da? Click dreapta apăsat și se întâmplă magia. Și când s-a făcut chestia asta așa verde, îi dăm drumul. Și așteptăm. Da, bam. Și iată, ha-ha-ha, foarte, foarte tare. Nu cred că... trebuie încercat ceva, chiar sunt curios dacă e, să zici, un porc înăuntru. Mai mulți porci. Și noi selectăm... What the fuck? Ok, bun, când luați bastonul iar în mână, s-ar putea să aveți iar aceeași copie, așa că dați click stânga ca să dispară. Ok. Firar, n-am selectat-o pe toată. Bun. Bam, am luat-o pe toată, foarte, foarte frumos. Click dreapta iar și venim și o punem, uite, aici, da? Click dreapta ăsta. Iar și am început să o facem. Perfect. Nu, doar structura. Cream că ea și mobii dinăuntru. Ar fi fost foarte, foarte tare. Deci genial ar fi fost. Și încă o chestie pe care vreau neapărat să o verific. Vreau să văd dacă merge. Hai să încercăm, uite, așa, pur și simplu. Și băgăm aici ăsta. Așa. Ok. Fuck. Hai, boss. Hop, hop.
ținem apăsat și se încarcă șmecheria aia până se încarcă time set 0. Perfect, boss! Ho, ho, ho. Nebunie, nebunie. Deci gândiți-vă să aveți un chest cu 16 de diamante, să-l multiplicați așa la infinit. Foarte, foarte tare. Ok, hai să ne mișcăm ceva mai repejor, că deja pierdem foarte, foarte mult timp. M-am prezentat Staff of Duplication și cu ocazia asta am testat și niște chestii, da, în caz că aveți întrebări. Următorul este Staff of Destruction. Pur și simplu, vedeți ce face. Right click, select blocks, bla, bla, bla. Aceeași chestie nebunie. Bun, asta cu o selectasem eu. Bam. Bam, select, puteți să o mutați de colo-colo dacă vreți. Click dreapta din nou, țineți, de data asta să se facă roșu. Îi dați drumul și a fost Ok, am impresia că trebuie să nu trebuie să mutați. Lăsați aici un deck, altfel s-ar putea să vă șteargă alte prostii, da. Așa că, mă rog, puteți să țineți copia asta așa, vedeți că vă ia forma, cum ar veni, nu știu de ce eu arăt cu degetul pe ecran, pentru că nu se vede, dar în fine, înțelegeți voi. Deci, mare, mare grijă cum faceți chestia asta, că e dubioasă. E chiar foarte dubioasă. Ok. Staff of Relocation. Asta, pur și simplu, mută. Na? Am selectat, am apăsat, click din nou, vedeți că de data asta se face ce albastru, foarte, foarte drăguț. Mă rog, nu cred că, mă rog, în fine. Chestia asta e așa, moțul, nu moțul, e chestia albastră cerculeațul ăla e doar de fentă, deci nu vă gândiți că e cine știe ce. Ok, încă o chestie pe care vreau să o încerc, Mythbusters, da, hai să vedem. Vreau să văd dacă cu modul ăsta poți să pui o ușă în aer. Da? Bun. Am luat-o și hai să vedem dacă reușim să o punem în aer aici. A? Nu merge. S-au gândit băieți, s-au gândit. Ok. Am văzut alea, ce mai avem? Arcane Claw of Boundary Creation. Place Boundary Markers. Bam. Asta e ceva cu limite. În caz că vreți să selectați cum ar veni. Bam, selectați asta și nu știu, după aia să zici că vrei să selectezi aici și a selectat un cub. Da, dacă luați asta așa, click, bam, vedeți că puteți să selectați părțile, paralelepipedului. Remove all markers, ok, left click. Da, avem chestia asta și acum, în mod normal, ar trebui să meargă, să poată fi selectat toată chestia asta, nu? Da. Hai să mai încercăm o dată să vă arăt. Bam, unul aici și mai punem unul aici. Și acum vedeți că ne-a selectat aproape tot ce era în chestia asta, da? În pătrățelul ăla. În fine, asta pur și simplu ca să delimitați ce vreți să selectați. Bun, următorul este Orb of Transmutation, Place Blocks, controlul așa, mă rog, nu contează. Trebuie să aveți însă blocuri la îndemână, am impresia, deci... Hold down to allow, așa, mouse wheel, change count. Oh, ok, trebuie să aveți aici. Dar nu înțeleg eu. Ah, ok. Bun. Deci cu cât RL țineți, da? Ca să faceți chestia. Bun. Click, 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 click. Pur și simplu schimbă blocurile de pe jos. Foarte, foarte tare. Maximul e 64, după cum ați văzut, da? Bun. Următorul pe listă. Enchanted Scepter of Contour Extrusion. What? Din nou tot to place blocks și... Numai că ăsta e... Cum vedeți, e... Așa cum ar veni. Puteți să puneți una peste alta. Nu doar să schimbați blocurile. Ceea ce e foarte tare. Foarte, foarte tare. Ok.
Din nou, Wand of Non-Destructive Linear Conjuration. What? Ce numeau astea, mă, nebune? Nebunii de... Nu, Doamne ferește. Asta e ca să pui blocul unde vrei tu, după cum vedeți. Selectați fiecare bloc de aer și puteți să-l schimbați în, în ce bloc vreți voi. Mă rog, de fapt, nu numai bloc... Ba, de fapt... Ba, da, blocurile de aer. Doar blocurile de aer, da? Deci... E ok. Să zicem că vreți să... Nu știu, hai să încercăm. Game mode... Fiți atenți. Hai să încercăm o șmecherie. Vreau să văd dacă merge. Pentru că dacă merge, ar fi cea mai OP chestie din lume. Aha, ok. Hai să stăm aici. Game mode 0. Ho-ho! Gândiți-vă să puteți... Oh, shit! N-a mers. Ok, am încercat. What the fuck? Ce mă cu lagul ăsta? Vai. Ok. Ha? Ah. Ok. Am încercat, da. Se prea poate să fi pus ăla prea într-o parte. Dar în fine, ar fi fost super, super șmecher să, să fi mers. Gândiți-vă să vă aruncați într-o prăpastie și bam, să puneți blocuri unde vreți voi. Au. Hop, mam, hop, mam. Ok. Ceva, ceva distractiv, ceva interesant. Detest, pur și simplu detest. Ok, și ultima, Wand of Destructive Linear, bla bla bla. Care vă gândiți și voi ce poate să facă? Da, right click place blocks, destroys any blocks in the way. Deci trebuie să avem asta, așa. Și acum, nu, hai să, să luăm altceva, ceva mai, uite, asta. Cât îl bam bam, vedem că... Putem să luăm, uite, așa. Și acum am impresia că... Da, distruge, distruge tot. Deci asta e pur și simplu o linie. Puteți să faceți, nu știu, să zicem, să zicem că vreți să... nu știu, să zicem că vreți să faceți un pod. De aici până în partea. Bam! Și v-ați făcut, domnilor, podețul. Foarte, foarte tare. Am impresia că același lucru merge și la chestia asta, dar singura diferență e că unul e destructive, unul e, cum să zic eu, non-destructive. Da? Ăsta, de exemplu, e non-destructive. Da? Deci nu distruge blocurile în cale. Ăsta roșu le distruge. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!